Salut! Sunt George Bonea și simt că are rost să zic următoarele. 12 octombrie 1492. Cristofor Columb ajunge în insulele Bahamas. Se dă jos de pe vapor și crede că e în Asia. 12 octombrie 1492. Cristofor Columb ajunge în insulele Bahamas, dar credea că este în Asia. Am mai văzut astfel de confuzii și în România. Te duci în Mamaia și te simți ca în Bahamas, de la prețuri. Tot pe 12 octombrie, dar 1823, apar primele pelerine de ploaie. Până atunci mergea destul de greu. Dacă vedeai pe Facebook că plouă, nu ieșeai din casă. Au fost vremuri grele. Dar să trecem la subiecte cu adevărat interesante. Anda Adam e în plin scandal după ce și-a parcat mașina într-un mall pe locurile pentru persoane cu dizabilități. Dar să înțelegem, cel mai probabil are nevoie de un loc de parcare special pentru buzele alea. Probabil că le plimbă și cu scaunul cu rotile. Dar Anda Adam a dat și o serie de explicații pentru care a parcat în acel loc. O explicație ar fi că ce oameni cu dizabilități vin la mall înainte de închidere. Așa este. Săraci oameni nu merg la mall la finalul zilei de frică să nu le fure vedetele problemele să le transforme în hituri lacrimogene. Și tot Anda Adam a spus că a fost făcută proastă de către o altă participantă la trafic și a amenințat-o cu bătaia pe handicapata aia. Anda, o doamnă! Apropo, cariera ta muzicală tot pe avarii? Tot la locurile pentru persoane cu dizabilități? Rămânem tot în registrul știrilor care contează. Adela Popescu s-a vopsit blond deschis. Incredibil, fanii sunt un delir. Mulți dintre ei nici nu știau că Adela Popescu are păr și nici nu le păsa, pentru că e decoltată. Săptămâna trecută la Măruță, Victor Slav și Cătălin Cazacu au fost invitați să recunoască femei după chiloți. Ceva ușor băiețeală la mijlocul zilei. Cel mai ușor de recunoscut a fost Anda Adam. E foarte simplu după cum își parchează fizicul. Te-ai prins? Donald Trump a spus că s-a vindecat de COVID cu ajutorul unui tratament minune. Avea dreptate bunica. Șosetele în oțet funcționează. Delia a ajuns în presa de specialitate după ce și-a cumpărat un apartament de 3 milioane de euro. Așa că dacă de acum încolo mai spune ce are ea și nu am eu, e foarte simplu. Un apartament de 3 milioane de euro. Săptămânal apar știri senzaționale despre ce ne mai arată Analesco. Eu propun, pentru că suntem plictisiți la nivel de epidermă, să ne arate și analizele. Cum stă cu glicemia, cu colesterolul și după asta să ne arate și IQ-ul. Hai că poți! Conform ultimelor cercetări, există o legătură între poluare și boala Alzheimer. În sensul că dacă îți cumperi o mașină și stai cu ea în trafic, uiți de toate problemele. Sau cum te cheamă. Sau unde stai. O femeie a fost bătută într-un autobuz din București pentru că a tușit. În ritmul ăsta o să ducem dorul zilelor când nu puteam urca în autobuz de miros. Ce vreme. Se zvonește că Irina Râmeș a copiat o copertă de la trupa Placebo. În primul rând, astea sunt minciuni. Dacă vă uitați pe fundal, o să vedeți că sunt două nuanțe de gri total diferite. Numai minciuni, Placebo, încetați cu jignirile. Nu știu dacă mă repet, dar în show-ul Ferma, Anda Adam s-a certat cu o altă concurentă și a spus următoarele. Te-ai interesat vreodată dacă animalele au apă? Nu ne jigni inteligența. Anda, nu putea să le dea apă animalilor pentru că mașina ta era parcată în drum și aia cu inteligența, să fim serioși. Conform raportului Băncii Mondiale, 150 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie extremă din cauza pandemiei. Dar voi ați văzut cum arată crina Abrudan la 42 de ani? E senzațională, wow! Ce probleme poți să mai ai? Îi știți pe vecinii aia care se ceartă în fața blocului, fac scandal, trezesc pe toată lumea și subiectul lor este total neinteresant? Ăștia sunt Lino Golden și Alex Verea. Alina Pușcău, prezentă în emisiunea La Măruță, l-a sunat pe Leonardo DiCaprio. Leonardo n-a răspuns, dar a revenit mai târziu cu un SMS cu mesajul "Lasă-mi banul". Uite ce se întâmplă când nu dai o informație cum trebuie. Am citit o știre despre Lidia Buble, Cornel Ilie și următorul citat. M-am îndrăgostit de la primele versuri. Și m-am gândit inevitabil la primele versuri. Vreau să-ți dau mereu prăjitură cu jeleu. Shelley trebuia să se întâlnească cu ministra educației și să vorbească despre reforma sistemului educațional. Se pare că Shelley e nemulțumit. Dacă școala ar fi fost altfel, el nu cânta în Five Gang. Un celebru fotbalist din Anglia a încercat să o abordeze pe Ruby pe Instagram. Așa că vreau să-ți dau un sfat. My brother Louis, take mare grijă că Ruby knows vrăjeală și te face de la swipe în sus. Take good noroc. Avem o veste foarte tristă din America. Avocatul celebrei Britney Spears a spus că artista are capacitatea mentală a unui pacient în comă. Cu toate astea a ținut să ne asigure că ea niciodată n-ar parca pe locurile pentru persoanele cu handicap. Cătălin, mâine este Ziua Internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. Ai grijă pe cine inviți. Mai are rost să zic ceva?